Și da? Am dat drumul, da. Bună dimineața, domnule, repede, înainte că deja avem clienți, da? 8:20 la 8:30, 8:25 la 8:30, gata. De nou video, prietenul nostru. Nu mai filmăm. Dragilor, am ajuns în Piața Volant, începem treaba. Bineînțeles, înainte de toate o cafeluță, suntem între OMV și Metro. Aici e Piața Volant, domnișoara Amalia, că ea filmează, a zis că nu vrea să fie văzută. Mergem să ne luăm în funcțiune taraba, da? Și mergem la treabă. Suntem pregătiți, Amalia, fii atentată, mașina e plină de bunătăți. L-ai văzut florile acolo? Aici sunt cănițile și am aici o surpriză pentru domniile voastre, dar întâi mergem să ne luăm taraba în primire. Ce face un producător local sucevean? Prima dată, șoțuleț, hai că ne ducem acolo și vezi despre ce-i vorba. Hai, oprește aici când mergem să ne luăm taraba în primire. Obligatoriu. La Piața Volant, da, șorț obligatoriu. Dar ce părere aveți, mă? Că eu n-aveam sau cum, adică? Dar trebuie să scrie Piața Volant. Și ce scrie pe el? Ați crezut că nu e așa de simplu? Fii atent aici, Amalia, că ne pregătim. Luăm ce trebuie, facem ce trebuie. Ce faceți, bună dimineața? Tot bine, tot normal. Îl știi pe domnul? Vin din Mierea Nadi. Mierea Nadi, truda lui. La mea Mierea Nadi. Mierea Nadi, nu contează cine. Nimerești titlul, nu? Gata. Ia atent aici. Nu, ce să mai, că-s pregătit pentru meciul ăsta. Ce aveți bun azi? Nu știți? Nu. Așteptăm. Căni și flori. Căni și flori. Azi vin de căni și flori. Dar pentru vin sau pentru ceai? Pentru ceai. Pentru ce își dorește omul? Amalia, fii atent aici, cum să faci nodul în spate. Fii atent, că să nu spui că nu-ți băi gospodar. Poți să faci așa? Da? Ia uitați un pic. Profesorii, da? Se vede. Da. Ce? Să fac să mă fac ce? Piețară. Dar pe de asta zic, dacă merge bine azi, hai lasă că mergem după marfă, da? Ești pregătit, Amalia? Și am aici, știți ce aici, nu? Aici, dragilor, aici e piesa de rezistență, le pies de la Resistant. Oh. Sărb mâna, bună dimineață! Așa, da, bravo. A? Cât să... A? Le-am arăt. Cât să dau să vii să vinzi lângă mine? Băi, nu știu, e complicat, azi îmi fac, fii atent, că îmi fac mâna, azi îmi fac mâna. Eu îmi fac mâna, azi, fii atent, cu florice, lucru manual, dacă nu vin să... Felicitări. Ziua, iată, domnul Ghera. Subțirea, stați, vedeți aici, vânzări, gata, am venit. Copilași, bună dimineața. A, îți pregătiți sau nu se... Degeaba, a concurență serioasă aici. A, faceți aici așa, am pus, să rămână. Bună dimineața. Dimineața, colega. Colega noastră de stand, ce faci? Hai mai cu forță, așa, ia, nu facem nimic, să rămâi, la bună dimineață. Și cum să faci cu asta? Le punem aici și le-a, că nu le ia nimeni. La leon. La leon. Haideți ca să ne înțelegi. Fețara, punem prețul la ce și le-a, asta e pentru floricele, asta e pentru cânii care încă nu le-am adus. Copilași, te las pe tine să vin sau te... Deci, dragilor, ca să începem povestea, doamna a venit din... Ați spus că vă trimis de unde vă trimis? Din Oradea. Din Oradea, vă trimis. Floarea vă alegeți dumneavoastră, eu mă pregătesc de treabă. Să știți că nu avem la prima, nu avem să dăm rest, dar nu contează restul. Dacă dați de 500 de lei, nu avem. Asta nu sunt gata polenizate, nu vă chinuiți cu ele. Fii atent aici, măi copilași, despre ce vorba. Asta este un... Cum se cheamă asta? Un fel de vestuț. Uite cum încape vestuțe de asta, o îmbracă pe fetița asta cu tot că nu mai încape nimica. Care e numele tău? Lorena. Lorena, gata. Acela te ne îmbrăcăm. Adică vineți concurența aici așa. A, cum? Să rămână. Fac. Fiți atenți aici, Amalia, am dat drumul la treabă. Să rămână să asta pentru ce e? Floricel. Restul? Na, trebuie să-ți dau 10 lei, nu mai am. Fii atent aici, stai pe oameni. Am și eu. Dator. Rămân dator cu 10 lei. Și acum mă duc și după marfa mea. Ne-am arăt, ce faci? Tu vrei să faci mintele? Oh, ce? Eu dăm ceva mai special mie. Asta speciale? Nu, ca să sorteze pentru la cartea mea. Coafeze cu... Oricare 20. Inimioara ai 20. Se coafeze cu satul românesc. Dăm. Cu satul românesc. Se coafeze cu satul românesc. Eu lucrez, nu cu dumneavoastră. Eu? Doamne ferește, îmi rupeam degetele. Uite, asta e pentru tine, nene Marius. Că tu ești sensibil la fel. Dăm cu verde. La Lelita? Ai zambile, nene Marius. Ce ai înțeles tu din toate? Ai tot 20 de lei. Nu,
La 5 la 50 de el a făcut. 5 la 50 de metri. El a făcut. Deci de treaba ta. Nu mai, banii pui aici. Eu nu pun mâna pe bani. Eu nu pun mâna. Stai că eu mă duc am și eu pentru mine, fii atent. Rămâi aici și eu mă întorc. Gata, hai. Hai că veniți cu... Băi, acum, serios. Mai am marfă serios acum, vezi ceva cu un autograf. Mulțumesc mult, Lorena. Am zis Lorena, da? Am zis bine? Uite-mă, și boierii, însă. Nena Maria, se trăiește. Ce ai făcut? Ajut un om care are nevoie de ajutor la Nanchi. Anunchi. V-am pus aceste da. Calendarii. Așa. Dați-le la preț dublu. Da, și banii și dăm cui? Jumătate din banii păstrăm pentru cauza pieții volante, jumătate îi păstrăm pentru cauza noastră, da? Nu avem nicio cauză pierdută, avem numai o cauză câștigătoare. Nena Maria, fii atent aici ca să nu zici că sunt băiat. Ăla mi l-ai admii, dar deși mi l-ai dat, să știi că eu am... Da, ai văzut că am eu sunt pregătit pentru meciul ăsta? Da. Ha. Fii atent aici. Aveți și față de masă, nu? Am și față de masă, am de toate. Aici asta vezi, și avem de toate. Cu la ce preț îi dai tu pe asta? Alea 20. 20, gata, mea mare. Fai, l-am produs. Să vedem cum arată. O căniță unboxing, din ați văzut așa ceva. Cu ce? Uha! Dimineața la știri. Am făcut bine? Covina, da. Fiți atent aici, un unboxing. Mamălea, îmi stă bine cu ăsta, da? E călduros, ți-e călduros așa ceva? Nu vă vine. Fii atent în unboxing aici. Aia, cu tot ce trebuie. În... Frumos. În, cum se cheamă asta? În țiplă, nu? Se scoate. Și ia, puneți un pic mâna pe ea să vedeți care și e în relief, deci nu... Nu m-ați convins. Nu ne jucăm, deci nu ne jucăm aici. Și pentru... Ce ca și cana? Cana? Unde? 30 ce la? Cana câștigătoare e 30. De la floare? De la floare? Stați așa. 20. Stați așa că aici avem. Ăștia-s banii pentru cauza mea. Aia-s banii pentru cauza fetei. Dacă știam, luam mai mult de acolo. Uite aici, normal le dăm și noi prima dată. Cu drag. Cu drag. Pentru, prin ghilimele, Truda de la Mierea Nadiei, da? Mierea Nadiei. Mierea Nadiei dincolo, ăsta-i boierul care muncește. Ah, să beți din ea cu drag și cu plăcere. Cafeaua dimineață doar așa, doar acolo. Am început treaba bine. Mulțumim frumos. Producătorilor, ce trebuie ca să iasă bine. Măi copil, vreau, dimineața. V-o trimis să cumpărați flori de dragobete? Ați fost trimis, nu? Este că ați fost trimis? Eu trec partea cealaltă, fii atent, acest... E la alegere în prima dată, prima parte a zilei e la alegere, după aia... După aceea ce se mai găsește. Și fii atent aici, mă, alea, ca să te înveți tăicuți. Dai ne frucii, ca să te nimeară. Vreți să-i faceți o surpriză așa? Asta știți cum e pentru... Nu mai zic nimic, ca să nu... Doamne ferește, vă dau idei și să nu creadă lumea că sunt neserios, că eu sunt foarte serios. Se vede din filmări, nu? Da. Se vede. Puteți vedea? Asta e pe trandafiraș? Ce asta, mămică, că nu știi tata? E, ce trebuie? Zici că nu, oricum n-am sunt prin ce. O cănuță? Un autograf. Pe ea? Pe ea vreți să vă dau? Pe ea direct? Pe cum vă place dumneavoastră că dacă vă dau pe canul o să-l ștergeți, pe cutie rămâne. Cum vreți să faceți? Pe cutie. Pe cutie? Și scriu cu drag pentru cine? Ionel. Păi, fii atent, câte treabă avem. E pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Stați așa. Stați așa. Fii atent, mămică, trebuie să-ți dea tati 20 de lei, da? Poftiți. Vă mulțumim frumos. Am zis bine? Bă, tot la tine pune, tati, ca să nu zici că nu am. Să umple. Bă, dar nu ți-ar sta acasă. Să rămână, doamne. Câini când nu-ți Bucovina. N-ai așa ceva la satul românesc de altă dată. Vinzi numai carne, o cană n-ai vinde. Păi zambiluț. Dacă aveai de lemn, le luam toate. De lemn, porțelanul nu v-ar plăcea. Îi vezi? Concurența între ei nu se... S-a spus nu se sortează cu ceea ce am. Of. Ai luat, că ești sensibil, îți plac lucrurile frumoase. Ce rămâi, îl iau eu. Păi poți să încep după acum ca să te chinui, să nu avem discuții. Dacă să vezi tu cum e la piață.
Să văd și eu cum e, nu? O să râdeți, chiar vreau să văd. Vreau o cană. Vreau o cană, domn. Ce cană nu vedem? Hai de mine, tăsăci. Avem și calendare. Calendarele le cumpărăm noi după aia din profitul care fai. Pentru ce ați luat? A la 360, asta e 30. Da, la ea, la mine mai puțin, că eu n-am reușit. Mă mic, treci tu pe partea aia să vadă lumea că treaba e bună. Calendarul ce preț are? E al direcției, e 20 de lei, zicea Marian. 20 de lei, nu? 20 de lei la calendar. Nu, Marian, calendarul la ce preț? La 20 lei pentru... Local 20 lei, sigur. Ai cu... Ai cu tine, nena Marian? Ai cu tine, pe aia, n-ai cu... Toată lumea. Toată piața volantă aici. Mă mic, dar poți să m-ați zăpăcit de cap? V-am păcălit, ați luat asta, ați luat asta, vă dau și o semnătură sau vreți fără câte? Nu vreți, cum doriți, doamnă, nu trebuie să, nu vreau să... Acolo, cu drag pentru Denis. Nu, Denis? Stai aici. Sunt pic să mai dau, mamă mică. Să rămână. Ce comandă ați primit? Ia, uitați-vă atent acolo, fii atent, că așa se fac cumpărături în ziua de azi. Să zic. Un trandafir, așa. O inimă roz. Și niște floricele mov. Niște? 10, 15? Cam câte a zis mama să vă... O floricică, două mov? Păi să o luăm, da. Deci, un trandafir roz, alegeți-l. O inimioară. Ați luat inimioară? Ați spus. Puneți-o deoparte. Puneți-o acolo. Așa. Mergem mai departe. Un trandafir. Ala-i trandafir? Trandafir. Dacă ziceți asta, așa o fi. Ceva mov, știi cum, o fricică mov. Ai de nu mă uita, nu? Sau ce-s alea? Ai fricică de nu mă uita. Da. Și... Știți că ați depășit bugetul, știți, nu? O zambilă. O zambilă? De care? Roșii? Luați galbenă că mov sau albastru. Vreți albastru? Avem și pe albastru? Da. Avem și pe albastru, ceva frumos, ceva elegant. Așa și? Atât. Am pierd tot. Bună, ce fac băieți? Da? Asta pentru așa? Copilaș, faci schimbarea, mie îmi dai banii, nu te las, că tu ești în stare să nu... Mulțumim frumos că ați cumpărat de la noi, sărut mâinile. Ți-a pix? Ce, dar nu vreau domnișoară autograf, nu dăm, lasă așa. Ai oameni serioși, întreprinzători, bună ziua. Aronea, vezi ce înseamnă? Asta înseamnă să-ți țiplezi, eu n-am, nu m-am... Eu pot să plec? Nu, mai, că noi trebuia să nu venim, ce înseamnă, vezi, altă abordare. Altă, da, cu ce vreți? Creștem noi mari, nu? Da, o să fim. Să știți că e important că ați apărut pe calendar. Am văzut, da. Important e că ați apărut pe calendar. E altceva. Feedback-ul e foarte ok. Este? Da. Să știți că e ok. Rămâne face. Am făcut și noi ceva bun, nu? Ce faceți cum... Vrem să contribuim și noi. Da, să rămân. O ciocolată de 8 martie de la mine? 8 martie? Deja? Adică pentru mine. Deja o dăm pe 8 martie? Da, cum? Rupim în două? Da, deja? Dar îi dui de bea de dragobei tăi, doamnă Nadea. Așa, așa, doamnele, excepțional. Ce mărțișor? Asta e mărțișor de 8 martie? Uite, mierea Danii, o primăvară frumoasă. Credeți că mai accept, doamne, din ziua de azi? Sau floarea, nu? Venim cu floarea la noastră, domnul Martie. Venim cu florițica, uite aici, domnișoare. Avem și mai mari și sub formă de inimi. Lăsați că venim noi îndată, să venim să mă invitați la dumneavoastră ca să facem materialul special, nu așa, punem aici deoparte, aici. Asta te dai pe buze. Da, ziceți, domnul, da, mulțumim mult, doamna. Aici da. Cănile, câte căni vă dau, domnul? Ta! O cană arată, dumnezeiești, nu vreți să știți cum arată o cană. A văzut? Da? Să rămână, mulțumim frumos. Ca să sorteze, vezi, doamna cu lavandă. Condiții. Super. Condiții. Rămâne. Puneți vecișile, puneți. Poate bea cafea la șoc? Dar doamne, nu e pentru pus în vitrină. Ce-ți înțeles, suc de aranj, poate bea orice. Nu are gramaj, în rest are de toate. Are, nu? Nu are gramaj, că noi am pus gramaj, dar dacă e nevoie, gramaj îi pune. Ăștia banii ăștia îi splităm, fete, că sunt și pentru mine și pentru tine. Nu, că tu mă lași mine cu așa, eu... Aia ce-s? Aia aveți 30. Aia aveți toate 30 aici, domnul... Așa? Tot acolo? De ce? Luați-vă floricelele. Da, floricele... Ce recomandă, domnișoare? A, la leaua albă, altceva. La leica portocalie, mov, așa, da. Și mai aveți încă drept? Încă drept. Mai aveți? Câte vreți să luați, depinde că... Atât, să rămână un bonus acolo. Ai zis, mă, copilule, bonus numai la tine rămâne bonus, la mine nu rămâne. Vă dăm, în banii ăștia vă dăm și un calendar. Sunteți pe calendar.
Sunteți deja pe cale. Eu îi mulțumim că existați în Piața Volantă. Ai ce? Nu, voi munciți. Noi suntem am bătut din gură și cu hau-hau. Ca așa e viața. Este unii muncești și alții se bagă în seamă. Inima era de afișaj doar? Inima e, da, e pentru mine. Asta e valoare sentimentală. Cât ai muncit la ea? Vreo două zile. O stați o croșetat de o așa. Dar se pricepe. Tătii tasul. Fii atent, deci un copilaș care știe să aprecieze frumos. Poftim. Care-i roșie? Care credeți voastră că e roșie? Aia este 20 de lei. Ați văzut copilașii cum iubesc frumosul? Da, iubesc frumosul și oamenii mai serios așa mai. Aia vă... stați așa să... numai o secundă, punem ăsta aici. Alea două? Una. Vă mulțumim frumos. Asta e roșie. Aia e roșie, da? Pe aia e roșie o las, da? Da. Le puneți florile înapoi, să nu... Foarte frumos, foarte frumos, foarte frumos. Măi, copilul tău, ai început să-ți umpli ăsta. Gata, gata, de seară ești la pizza. De seară ești la pizza. Of, of, of. Deci, o să relu... Daniela, nu? Azi nu. Ea e fetița mea, Amalia e producătoarea de flori. Au acolo niște floricele pentru cauză nobilă. Nu e prea nobil, pentru cum caz? Eu sunt nobilul din cauza asta, eu sunt nobilul din cauza asta. Doamna a zis cu mine să... Dar din cauza soțului, că el se uită. Adică soțul cu, și eu cu dumneavoastră mă culc, cu dumneavoastră mă trezesc. Dimineață, seară... Nu o lăsați, nu o lăsați, creează dependență. Crează dependență. Trecută, când am venit pe 6 da. Ianuarie, ne-am dus la Neamicea, la Mileșeuți. Ah, de acolo la murături, acolo la murături. Din Ialomița vin, domnule. Ca să ne înțelegem, vin din Ialomița. Și avem un prieten comun. Am avut un prieten, ne-am descoperit acolo un prieten comun. Și am devenit prieteni acum de... Cu mătrul lunea. Păi și faceți naveta în Suceava, Ialomița. Doamne ajută, vă ține Dumnezeu în ravă. De oameni de ăștia ai nevoie pentru să vă mulțumim că existați în primul rând. Nea Marian, cum ai păcălit și pe oamenii ăștia. Cum eu, să vină? Dumnealor nu ne-am păcălit, noi dumnealor văd adevărul și da, vin din da, drag da. Și cu dragoste. Adevărul. Of, mulțumim frumos, să râd mâinile. Ialomița. Până acolo am penetrat, până la Ialomița, da? Ca să știți. Ce e mai frumos? Asta îmi plac mie. Să vină de la sute de kilometri ca să cumpere. Avem și nimeare, dacă vă interesează. De toate avem aici. Vă așteptăm la Piața Volantă. Nu pregetați. Bună ziua, domnul Chira. Sărmă, sărmă, sărmă. Sărut mâinile, doamnă. Sărmă. Ați fost coleg cu fata mea? Am fost, eu știu că am avut 40 de colegi în clasă. Cu cine? Fata se numește? Florence Kozakar, schema pe vremea aia. Florence, un nume așa mai... Dar nu era coleg de clasă, era coleg de grupe. Nu, o chestie loc aici, se poate. La ce am fost acolo, vă dați seama că nu mai... 40 l-am înclat. L-am adus și pe băiatul meu aici. Foarte frumos, foarte... Ce faci? Zi drept, stați așa. Da, pe fetiță. Fiți atent aici că avem treabă serioasă. Da, cu ce te... Ce nume vrei tu să... Trandafir? Da. Ia să văd dacă știi tu care e trandafirul, ia. Arăt, care e trandafir? Ăla e un fel de lalea, să știi. Vrei laleaua aia? Îți place ție laleaua asta? Am și un trandafir, dar nu știu dacă are frunzuri. Ăla, laleaua aia e cea mai frumoasă, să știi. Ori iei trandafirul sau laleaua? Ce vrei să iei? Trandafirelul? Da? Pentru cine? Pentru tine sau pentru... Pentru mama. Pentru mama? Ești pregând, da? Îți dau restul. Cât trebuie să-ți dau rest? Cât o zis? 80. Știi, nu putem păcăli. Nu mai poți păcăli copiii în ziua de astăzi. Ia să-ți dăm restul. Toate că aici la fetița mea banii mărunți nu prea mai sunt, măi copile. Mai păcălit de rău de tot. Uite ce e aici. Te-ai de la mine. Tot de la tuicuții. 50, 60, 70, 80. Mulțumesc frumos. La revedere. Doamne, cât e de frumoșel. Ai zis cât e de frumoșel? Tot la tine până aici, nu? Doamne. Ce viață de cune. Facem o vânzare acum, păcălim pe cineva să cumpere lucruri frumoase. Da, cu ce vă servesc? Doamne, avem flori, nu miroase încă, dar vă puteți alege dacă vreți un trandafir cu miros de lavandă. Avem spray de lavandă de acolo, dăm frumos, vă nebunește, o să aveți o nebunie de prin casă. Cu ce vă servesc? Cu
avut 5 floricele. 5? Sunteți pe bogăție? Sunt pe bogăție aici. Da, apreciem bă, lucru handmade pentru că și eu realizez acest ce faceți? Quilling. Arta... Ce la quilling, măi copil? Rulări hârtiei. Și da. Unde este produsul dumneavoastră? Le aveți? Nu le-am la mine. Păi de nos, ce fel de... Ce fel de producător este? Ceva... Dovede că... Că merge treaba asta și vor veni mai mulți... Le faceți cum le faceți? Normal. Și le suciți, le... Da. Dragon, din ăla, lebede sau cum, că nu știu... Tot felul de chestii, origami, chiar și origami. A, e diferit de origami. Nu, e diferit, dar cumva deprind chestia asta și quilling? Quilling, da. Quilling. Să mă pun și la punctul ăsta, nu prea mă pricep. Facebook Handmade World se numește în pagina mea, dar e așa, nu prea multă lume îmbrățișează. De ce? Nu știu. Vă rog să vă alegeți. Așteptați la rând, așteptați la rând. Nu, 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 hai că noi, 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 noi. Ziți, boierii de la, boierii de la, când la Stuca? Ce prea prumbesc, eu la ministupca. Două căni, da? Pac! Două căni. Două căni. Ata s-a dat acum două cănițe, imediat pentru dumneavoastră. Să mulțumește, dă în suflet. Să trăiască boiero, sănătate. Două chile de carne trebuie să vindeți ca să plătiți cănile astea, știți, da? Le-am vândut. L-am vândut. Da, și o căniță și un autograf. O căniță și un autograf? Autograful pe cană sau... Nu mă prăsteam în cap. Nu mă prăsteam în cap. Să-i dă de la frig, de la frig. De la frig, ce să mai vorbim prostii acum? Punem înapoi aici. M-am luat un pic, mama. Da, da, da. Vezi pe... Pentru cine să trec aici? Pentru Laura. S-a rezolvat. Asta e pentru dumneavoastră. Asta e pentru fetița mea. Ea o câștigat eu. Vă mulțumim frumos și vă așteptăm. Quilling, da? World, mei, cum îi ziceți? World, da. Cum a zis doamna? World. Vreți să mai ține legătura? Ține legătura, că nu mă pricep la de-astea la... Of, 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 of. Mulțumesc frumos, doamna Marian, să-i dăm Dumnezeu sănătate. Hotărâri așa în... Opa! Of. Aceasta este cănița. Să știți că așa arată. Vă mulțumim frumos, spuneți-l aici. Și ce vreți? O? Lalea. Lalea. Ați primit comandă de lalea. Da. Lalea, o lalea mai sfântă. De care? Roșii. Roșii. Vă rog. Lalea roșii. Roșii ca focul. Aici, 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 fetița. Eu nu mă bag, că știți cum e, nu e bine. Vă mulțumim frumos. Că veni... De ce veniți în piață? Pentru ce produse veniți de obicei? Brânză. Da? Da. Brânză? Sunteți fan lactate? Da. Nu știu, că noi facem și un sondaj cu ocazia asta, că nu... Ce v-ați adus printr-o câniță și o îndită mai geanta? Nu. O, avem în curând sacoșii personalizate cu piața volantă. Vă mulțumim frumos că ați venit. Ce să aveți, mă, nena Marian? Sacoșii personalizate cu piața volantă? Piața volant. Da. Asta m-a lipsat, mă, nena Marian. Un acoperiș, un acoperiș deasupra capului n-ați face, mă, dar sacoșe... Ne dați plasă, cu piața volantă. Piața volantă și apoi buste din Bucovina. Buste din Bucovina. Firule, doamna, fie frumos tare avea făcut. Și vă aduc sâmbătă când vin. Da? Sigur, da, da. Aștept să vedem. Da, sigur. Dar s-a făcut de copil de 13 ani. Știu, știu fata dumneavoastră. Ca să-i făcut de fata, am fi eu. Am fi eu. Pentru că s-a făcut de copil, de ce eu. Dar oricum sunt frumoase. Frumoase. Dar zic eu, mie îmi plac trandafiri ce mi-a făcut o doamnă care mă leagă amintirii cu dânsul, știți? Dar de ce luați așa mulți? E, că îi pun într-o vază, știți? Puneți într-o vază? E scump, aveți grijă că fata mea e de... 20 de lei, nu? 20 de lei! Da, da, 20 de lei și eu. Ți-mi plac mie oamenii care nu se uită la bani, extraordinar, nu, îmi plac oamenii. Nu mă uită la bani, pentru că eu ce-mi place, știți? Așa ce vă place. Și o zambiluță. Dacă e făcut frumos, deci merită luat așa. Aveți 5 deja. Nu, 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 care n-am luat eu? Asta n-am luat-o sau alte culoare? Asta, nu, asta n-am luat-o. Din, aveți portocaliu, aveți mov, aveți roșu, aveți galben, aveți alb, aveți. Da, da. Asta le iau. Și asta e de vândut? Asta nu. Nu. Acolo, acolo se pun bani. Hai să facă, să facă fetița una din asta pentru borcanul. Pentru borcan. Aia ați auzit, da, domnișoare? Comandă. Una pentru borcan. Așa îmi plac mie oamenii că... Noi, el mi-a dat data viitoare, că nu există. V-a plăcut, da? Ce ați venit să cumpărați azi de curiozitate? Eu am venit să cumpăr de toate. De toate? Sunteți hotărâtă? Cumpăr, dacă mai este.
Păi ce vreți? La ce vine de obicei? Brânză de acolo, de la... Stați, vedeți cât costă. Aici, aici, 100 de lei. Nu, nu, stați, nu, stați. A, nu? 1, 2, 3, 4, 5, bun, 5, bun. Așa, mai ne găsiți mai mulți. Nu, o să mai mulți. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi faceți asta o vază la un pac cu copii. Pentru borcan de 800 de grame, da? Da, da, de 800 de grame, da. Mulțumesc, aici. Săptămâna viitoare vă aștept. Sărut mâna. Sărut mâna, doamnă. Da, domnul Florescu, mă bag eu în seamă. Să rămână, bine ați venit la acest stand în Gouă Flori. Cu ce vă servim? Vrem să alegem o floare pentru o nou născută. Vreți ceva pentru o nou născută? Da. Doamne, dar nu așa se face, să mergi cu coșulețul de flori dacă vreți să faceți o treabă serioasă. Să nu vă jucați cu floreci, că nu se face primăvara niciodată. Ce, fetiță, băiat? Nou născută, nou născută, da, da. Păi nu știu ce da, să vă recomand, eu nu mă pricep nici... Nu mă pricep la nou născut, da, nu? Nu m-am priceput niciodată. Să uita, de 13 ani mă chinui să-l înțeleg și numai nu-l înțeleg. Și sunt mai acum. Aveți copii? Avem copii, da, dar nu mai sunt nou născut. Nu, no, m-am gândit eu. E, dacă doriți și calendar, avem și căni, de tot. Și tot. Avem și pe varianta mai semință, așa. Cum doriți dumneavoastră? Mă mulțumim frumos, e simpatici. Stați așa, câte îți dăm restul. Dacă aveți. Dacă n-am, nu dau, nu? Ce îmi place mie, ăștia sunt oamenii care îmi plac. Nu, dacă nu, dacă nu. M-a lăsat să mai ales de bani și încă două. Îmi faceți o reducere. Gata, așa faci. Haideți, ca să vin, mă facem o reducere. Asta-s banii fetei mele, de acolo îi pun. Mai luați-vă două, vă rog frumos. 10 lei de tăicuțe, cât ai să mă pui, cât l-ai numărat acasă de 3 ori. Ce mi-a făcut? Calendarele noastre, da, și calendarele. Calendarele noastre, am înțeles. Calendarele. Ce sunt? Să ai din partea casei un calendar. Noi dăm domnului un calendar. Le-ați, deci din aceeași nuanță, înseamnă că aveți boală pe nuanța aia. Vă simt pe dumneavoastră așa mai... Este? Da, ia să le poate iau mai... Da? Hmm? Nu, că-mi place asta, n-am ce face așa. N-aveți ce face, să le luați, n-am. Mulțumesc. Eu mulțumesc frumos. Vânzare bună, să rămână, să rămână. La revedere. Hai să faci o vânzare corespunzătoare. Nena Marian, partea ta din calendar. Ia-ți acolo, la doamna Adela. La doamna Adela? Ce mănânci? Ce mănânci? Ce-i asta, mă? Ce-i asta? Stai că am luptă de aici. Am luptă de acolo, uite, dă o bucată de aici. Mă, mă, ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Ce-i acolo? Nu că e sensibilă, numai dacă pune mâna, vai, nu, nu, nu. Ce-i asta? Pâine cu? Cartofi. Cartofi. Mamă, ce adevărat e pâine cu cartofi, n-ați... Bună ziua. Bună ziua. Da. De mult vreau să vin. Vreau și eu pentru mamă. De fapt, așa, asta e mai drăguț. Okay? Asta cu roșii. 20 de lei. Asta așa, vă dăm restul. 1, 2, 3. Așa este. Muncite. Mulțumim frumos. Dragilor, aici se termină epopeea noastră la Piața Volantă, epopeea de vânzători. Că noi cu gura o să mai fim aici în fiecare sâmbătă. Dragii mei, mulțumesc fetiței mele că a avut curajul să vină cu mine azi în piață, să vadă și ea, să guste, dăm Bucovina, să guste din viața de producător și de vânzător. E de multe ori mai ușor să fii producător decât să fii vânzător, să știți. Și o să vedeți că am dreptate. E mai ușor. Multe ori se pare mai ușor să vândă decât să producă. Fiecare cu harul său. Mie mi s-a părut mai ușor. Și mi se pare mai ușor să-i prezint pe acești oameni frumoși, minunați. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje pe care le-am primit în timpul live-ului de care l-am făcut pe TikTok. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru like-uri, pentru comenturi, pentru share-uri. Înseamnă foarte mult pentru noi. Mă duc și eu liniștit acasă. Am vândut, trebuie să recunosc, am vândut toate floricele. Felicitări copilului meu. Amalia, bravo, tati. Avem viitor. Cu tine țara are viitor. Dragilor, vă mulțumesc pentru sprijin și că existați. Dacă doriți și alte soiuri de materiale de la noi, vă rugăm să ne scrieți. redacție@newsbucovina.ro sau direct pe comentarii. Noi ne vom duce să vă arătăm Suceava de la un capăt la celălalt. Deci din Piața Volantă nu pot decât să mă înclin în fața domniilor voastre pentru tot sprijinul pe care ne-l acordați și în fața acestor oameni minunați pentru faptul că există și în fiecare sâmbătă sunt aici. Sus inimile!